Serviciul Meteorologic de Stat a emis o nouă avertizare hidrologică. Până în 15 august, în râurile Nistru, Prut și în cele mici, se va menține o scurgere redusă a apei. Ministrul Mediului spune însă că nu există un pericol ca să rămână fără apă potabilă sau să fie limitat consumul casnic. Suntem în perioada apelor mici, de asta am avut o lună de secetă și este o chestie normală în luna iulie, mai ales pentru râurile interne care se alimentează mai mult din precipitații. Peste 90% din localitățile Moldova se alimentează din râul Nistru și astăzi nivelul râului Nistrului este în normă. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Scăderea nivelului apei în râuri poate avea efecte semnificative asupra ecosistemelor acvatice, asupra agriculturii și a activităților economice.